Domus, o bine cu de Domnul. Amin, slăvit să fie Domnul. Amin. Apreciem copiii bisericii pentru că în fiecare slujbă îi spun rugăciunea Tatăl nostru. Și rugăciunea Tatăl nostru este importantă pentru noi. Am învățat și dimineață și ce har că dacă repetăm în fiecare zi rugăciunea, ne rugăm Domnul să ne ajute să o trăim. Amin. Și toată biserica să spună amin. Amin. Pentru momentul de părtășie din această dupămasă, să deschidem Scriptura, Cartea lui Dumnezeu, versiunea Cornelescu la pagina 1183, Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 10, să citim trei versete, începând de la versetul 37. Cu respect și din toată inima, cu toată dragostea, să ascultăm cuvântul Domnului. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar, dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt la dumneavoastră, sunt la patra întâlnire cu dumneavoastră și trebuie să vă spun că este ultima. E adevărat că în Biblie scrie că este mai important sfârșitul unui lucru decât începutul lui, dar pentru mine contează un singur lucru. Sfârșitul să fie după voia lui Dumnezeu. Începutul să fie după voia lui Dumnezeu. Cred că aceasta este foarte important și pentru momentul de părtășie din această seară aș vrea să țin o lecție biblică și să vă încurajez pe toți. Probabil vineri, sâmbătă. Azi dimineață, unii dintre dumneavoastră nu prea ați fost încurajați. Pentru că atunci ești încurajat când trăiești ceea ce știi, faci tot ce spune Dumnezeu. Și m-am gândit pentru seara aceasta, lecția biblică să fie o lecție plăcută din Biblie pentru fiecare dintre noi și aceasta se numește credința. Dumnezeu mi-a pus pe inimă lecția aceasta, să știți că mi-a pus-o din țară. Să vă țin lecția aceasta. Nu că nu sunteți credincioși cu dumneavoastră. Nu că dumneavoastră nu știți ce este credința. Nu. Cred că Dumnezeu a vrut eu, personal, să mă întăresc în credință și credința mea să crească în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, toată adunarea să crească în credință, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, indiferent de circunstanțele în care ne găsim, noi trebuie, ca și copii al lui Dumnezeu, să fim credincioși lui Dumnezeu. Prețuiesc familia Ignat, Ignat. Domnul să vă binecuvânteze. La rădăcină noi suntem rude. Nu știm unde s-a bifurcat rădăcina și unul într-o parte și unul în cealaltă parte, dar știm că undeva noi ne-am intersectat, ne întâlnim deseori împreună, dar adevărul este, sper și cred din toată inima să ne ajute Dumnezeu. Ignat, alții și alții și toată adunarea să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Și acum revenim la lecția biblică din această seară. Ascultați ce frumos vorbește Apostolul Pavel. El spune că este puțină vreme și foarte puțină vreme și Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului. Nu știm momentul, avem semne în Scriptură și semnele din Scriptură spun când va veni Domnul Iisus Hristos, dar nu rămân la semne. Ascultați ce spune mai departe, spune în felul următor, și cel neprihănit va trăi prin credință. Ca și oamenii al lui Dumnezeu, noi trebuie să trăim prin credință. Scriptura spune, dar dacă dă înapoi, sufletul meu, Dumnezeu spune, nu-și găsește plăcere în noi. Întrebarea în această seară, cum stăm față de Dumnezeu, cum stăm față de credința pe care le-a dat-o Dumnezeu, pentru că Biblia spune clar, versetul 39, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Dacă ai dat înapoi, în această seară trebuie să vii din nou înapoi, în față. Adică să ai credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna. Și, în primul rând, este foarte important să înțelegem ce este credința. Din perspectiva dicționarului explicativ al limbii române, se spune că credința este convingerea despre existența
lui Dumnezeu, dar nu e suficient. Pentru că am văzut oameni care își convins de existența lui Dumnezeu și nu fac voia lui Dumnezeu. Noi trebuie, ca și copii al lui Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu. Amin. Din perspectiva Scripturilor, credința este, Evrei 11:1 spune în felul următor, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Vedeți ce este credința? Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Să nu vezi, dar să ai încredere că există lucrurile respective. Eu nu l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos. Nici dumneavoastră nu l-ați văzut. Eu n-am fost în Israel, dar cei care ați fost în Israel ați văzut mormântul. Dar ați văzut mai multe morminte. Dar ați văzut țara lui Israel. Poate că unii ați călătorit până la mormânt și ați văzut unde a murit Domnul Iisus Hristos. Sau unde s-a născut Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Noi nu l-am văzut pe Hristos, dar noi credem. Hristos există, că s-a născut, m-am predicat dimineața, a trăit printre oameni, a murit pe lemnul crucii, stă de-a dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi și într-o zi va reveni pe norii cerului. Ascultați ce a zis el. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc, vă pregătesc un loc. După ce pregătesc locul, mă întorc, vin și vă iau și veți fi totdeauna cu mine sau pururea cu mine. Domnul să ne mărească credința aceasta. Credință înseamnă, pe înțelesul nostru, înseamnă în felul următor. Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu vorbește, El este stăpânul meu, este Domnul meu, este Creatorul meu, este Părintele meu. Tot ce spune Dumnezeu, eu îndeplinesc întocmai, fără nicio pretenție, cu o singură dorință să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Complicată definiția aceasta, nu? Mi se pare complicată? Să vă dau un exemplu. Vedeți? E foarte important pentru toată adunarea. Întreabă-te în această dupămasă dacă faci ce spune Dumnezeu, dacă n-ai nicio pretenție când împlinești tot ce îți spune Dumnezeu, cu o singură dorință și dorința să ajung în împărăția Lui. Vedeți? Dacă ne-a vorbit Dumnezeu cum i-a vorbit lui Ilie. Știți că Dumnezeu a vorbit lui Ilie. Ascultați ce a zis. Ilie, ești robul meu. Și Ilie a zis, da, Doamne. Și Dumnezeu a zis, te fac proroc. Și după cuvântul pe care ți-l dau eu, cuvântul meu va fi da și amin. Ești de acord la lucrul acesta? Și Ilie cred că a ridicat o mână în sus și a zis, Doamne, amin, aleluia, ești de acord. Și ascultați ce a zis Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis, o să fie secetă și trebuie să te duci la împărat și să-i spui că va fi secetă mulți ani în Israel. Și Ilie a spus, și Dumnezeu i-a zis după ce a spus lucrul acesta, Ilie, acum îmbracă-te și du-te unde spune el. Credință înseamnă, când Dumnezeu îți vorbește, să nu-L întreb pe Dumnezeu, de ce să mă duc în Austria? De ce să fac lucruri putare? Nu! Când Dumnezeu îți vorbește, te-ai îmbrăcat, te-ai echipat, ai plecat și ai făcut întocmai ce spune Dumnezeu. Du-te la vârâul Chirit. Și Ilie a zis, dar ce să fac acolo? E cineva acolo? Nimeni nu e acolo. Bei apă din pârâu, ascultă-mă bine. Eu poruncesc dimineața și seara corbilor să-ți aducă pâine și carne și stai acolo. Nu închipuiți-vă. Te duci la pârâu, stai acolo, faci ce spun eu, mănânci, bei apă din pârâu. Și vă întreb, Ilie, ce-a făcut? A plecat. Și ascultați, și Ilie, dați-mă să vă vorbească Dumnezeu, te îmbraci la noapte și pleci. Unde? De unde ai venit? Unde ați venit din Spania? Vă place, nu? Doamne, dar e rău. Dar nu contează. Te îmbraci și te duci în Germania, în orașul cu tare, și te stabilești acolo, eu îți pot de grijă, o să ai ce mânca, ce îmbrăca, bea, plătesc eu cheltuielile, te duci acolo. Vă dați seama ce înseamnă credință. Dar vă rog să înțelegeți ce înseamnă credință. Și Ilie a stat acolo. Într-o zi s-a terminat apa din pârâu. Și ascultați ce a zis Dumnezeu. Ilie, îmbracă-te. Și unde să mă duc, Doamne? La Sarepta care ține de Sidon. Dar ce fac acolo? Acolo eu, tatăl tău, stăpânul tău, Dumnezeul tău, am poruncit unei femei văduve să te hrănească.
Și le nu treabă. Are multă mâncare, are bani, are casă. Văduva asta e bogată, a fost soție de patron. Cine-i văduva aceasta? Totuși să mă duc la o văduvă să mă hrănească. Ilie nu treabă, nu-l interesează aceasta. Ilie ascultă, se îmbracă, pleacă și merge la Sareta care ține de Sidon. Și când ajunge la marginea localității, o femeie strângea lemne. Și Ilie o treabă, femeie, ce faci? Și femeia răspunde, ascultați ce zice, strâng lemne, este secetă în țară. Am un pumn de făină, puțin un de lemne într-un vas, fac o turtă, fac foc, fac o turtă, mănânc eu și copilul. Și după ce mâncăm, ascultați ce a zis femeia, murim amândoi. Și Dumnezeu îi zice, ascultați ce zice Dumnezeu, aceasta e femeia care te hrănește pe tine. Și el nu-și pune problema că, că e un pumn de făină, că e puțin un teren. El are încredere totală în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ce vorbește, noi trebuie să-L credem și să facem în tocmai ce spune Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu e onorat și Dumnezeu e cinstit și Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu ajută și Dumnezeu dă izbândă și Dumnezeu își face treaba Lui bine. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Ascultați ce zice Ilie. Femeie, fă cum ai spus tu. Tu te fă foc, fă o turtă, adă-mă întâi să mănânc eu. Și după ce mănânc eu, vei mânca și tu și copilul. Pentru că așa vorbește Domnul. Făina din oală nu se va termina. Unde lemnul nu se va termina. Până va da Dumnezeu ploaie pe pământ. Mărit să fie Dumnezeu. Ce înseamnă credință, vedeți? Credință, că tot vorbim de credință. Credință înseamnă când Dumnezeu vorbește. Și cred că ne-a vorbit Dumnezeu. Amen. Și cred că ne-a vorbit Dumnezeu. Amen. Și ascultați-mă, în fiecare zi Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu are pretenția când El vorbește poporului Său, copiilor Săi, să nu pui întrebări. De ce? La ce? Pentru ce? Nu ascult și fac în tocmai ce spune Dumnezeu. Și biserica să spună amin. Amin. Ascultați ce spune Scriptura în această seară, voi la ceas. Vine, nu m-am uitat la ceas, nici sâmbătă. Dimineața m-am uitat, nu prea des, dar acum am uitat la ceas că plec. Și când pleci, trebuie să te uiți la ceas, pentru că rămâne în memoria dumneavoastră nu ce-am dedicat vineri, ce-am dedicat duminică. În memoria oamenilor rămâne ultima întâlnire. Ascultați-mă, ultima întâlnire. Dacă ați avut ultima întâlnire, vă aduceți aminte. Dar de prima, de-a doua, de-a treia, numai dacă a fost foarte importantă. Vreau să vă spun că în Biblie este o expresie care este scrisă de patru ori și ea sună în felul următor. Cel neprihănit va trăi prin credință. Habacuc 2:4, Romani 1:17, Galateni 3:11, iar în Evrei, când am citit în această seară, Scriptura spune în versetul, capitolul 10 cu versetul 38, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu-și găsește plăcerea în el. Ce înseamnă să dau înapoi din credință? Înseamnă în felul următor. Înseamnă Dumnezeu vorbește și când Dumnezeu vorbește, ca să stau credincios în fața lui Dumnezeu, fac tot ce îmi spune Dumnezeu. E greu? Ascultați ce erau ucenici, cei șapte, într-o noapte s-au dus să prindă pește. Petru, șeful, și după el am predicat dimineață despre întâmplarea aceasta, dar să vă spun ceva și în această seară. Toată noaptea s-au trudit să prindă pește. Și n-au prins. Meseriași, pescari, oameni de meserie, n-au putut să prindă. În zorii dimineții, pe țăr, un străin. Și străinul pune o întrebare. Ascultați cum îi întreabă. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva? Și unul dintre ei răspunde. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și străinul acesta spune ceva frumos. Cum de fapt ne spune străinul acesta? De multe ori ne spune. Ne spune prin cuvânt, ne spune prin visuri, ne spune prin vedenii, ne spune prin Duhul Sfânt, ne spune când deschidem Scripturile, ne spune când conducem mașina și ne spune totdeauna. Ascultați ce zice străinul acesta. Copii, aruncați meajla în partea dreaptă și veți prinde pește. Și ei, ascultați, putea să zică, mă, nu aruncăm. Dar cine e ăsta?
E mare pe scară asta? N-am pus nicio întrebare. Și-a aruncat breajna în barcă. Dar te ascultați ce-a zis ei. Dacă m-a aruncat-o de 1000 de ori noaptea aceasta, cum mai aruncăm o dată? Să vedem, poate că prindem ceva. Că numai prin credință poți să prinzi relație. Poți să ai de la Dumnezeu lumină, prin credință treci biruitor prin toate, prin credință te duci acasă, te duci la servici, trăiești bine, numai prin credință, ascultă-mă. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și dacă avem credință, suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu, slăviți să fie Dumnezeu pentru aceasta. Și au aruncat preajma în partea dreaptă. Și după ce au aruncat-o, unul din cei 7 a zis, acum să întoarcem, să vedem, e ceva, sau nu e nimic. Și când au început să o tragă, n-au mai putut să o tragă de mulțimea peștilor. Și unul dintre cei 7 a zis, bă, ăsta nu-i străin. Ascultați ce a zis, ăsta-i Domnul. Și ce bun a fost Domnul cu ei, că au venit la mal. Au prins 153 de pești și la mal. Știți ce era la mal? Era exact și aveau ei nevoie. Știți de ce aveau nevoie? Aveau nevoie de pâine, aveau nevoie de pește și pe țărm Hristosul, cel care era un străin, nu era un străin, era Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ascultați-mă în după masa aceasta, cel neprihănit va trăi prin credință. N-ai cum să trăiești, poți să ai bani mulți, îți spun ce ești, până la o limită. Dar neprihănitul trăiește prin credință și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne binecuvinteze. A doua întrebare în această după masă este, de câte feluri este credința? Și vreau să vă spun că credința este numai de două feluri. Nu e de mai multe feluri. Pentru că sunt unii care zic, eu nu-mi las credința, eu zic că nici n-ai credință, că n-ai ce lăsa. Ascultați-mă, să afișăm un verset, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1 și versetul 2, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Pavel Corintenilor și valabil pentru noi. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas mai departe și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați văzut. De câte feluri este credința? De două feluri. O credință care mântuiește și o credință care nu mântuiește. Acum, pentru copiii lui Dumnezeu, ascultați-mă, noi trebuie să avem o credință mântuitoare, vedeți? Dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, repet, încă o dată, e foarte important tot ce spune Dumnezeu să facem. Să nu puneți nicio piedică. Când i-a spus piedică, credința nu pune piedică niciodată. Credința sau este mântuitoare, sau este nemântuitoare, sau zadarnică. Credința mântuitoare ne duce în împărăția lui Dumnezeu, iar credința zadarnică, știți unde ne duce? În iad. M-am oprit ca să înțelegeți lucrul acesta. E foarte important dacă mă puteți înțelege în această seară. Poate sunt mai complicat în a explica, dar e foarte important. Primul pilon ne duce, hai să vorbim de pilonul credinței care ne duce în iad. Uitați cum este credința aceasta. Credința aceasta este o credință mică, adică ce înseamnă mică? Împlinesc ce-mi place înaintea lui Dumnezeu. Împlinesc ce-mi place, asta e credință mică. Numai ce-mi place. Ce-mi place? Îmi place cu respectivul, stau cu el. Nu-mi place de Pușcaș, că el e bistrițean și îl numesc pe el pentru ca să nu jignesc pe nimeni, că e prietenul meu. Nu-mi place de el, nu-mi place. E treaba lui, dar mie nu-mi place. Credință care nu mă mântuiește înseamnă fac ce-mi place, dar puțin fac și eu. Mă îmbrac frumos, vin la biserică, dau bani la biserică, mai plătesc contribuție, mai fac ceva, sunt și eu undeva și fac ce-mi place, fac ce-mi place. Nu-i așa că de multe ori facem ce ne place? Nu-i așa că facem ce ne place? Ascultați, făcea unul, unul a împlinit toate poruncile și a venit la Domnul Iisus Hristos și a zis, Doamne, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Domnul s-a uitat la el și a zis, și l-a iubit, spune Scriptura, știi poruncele? Da, din tinerețe, de la A la Z. Și Domnul îi spune un singur lucru, ascultați ce îi spune, îți mai lipsești un singur lucru și dacă îl faci,
Ești mântuit la credința pe care ai, trebuie să mai faci ceva. Vinde tot ce are, dă la săraci, de avea o comoră în cer, apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Și el a zis, era bogat, ascultați-mă, dar nu despre bogăție spun. Avea o problemă pentru că el ținea mai mult la bogăție decât la Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă credință de mântuitoare? Fac ce-mi place mie, dar mă duc la biserică, dar fac cu tare. Vedeți, credință mică, fac puțin înaintea lui Dumnezeu. Credința aceasta, știți unde ne duce? Credința aceasta totdeauna este foarte pretențioasă. Persoana respectivă este foarte pretențioasă, știe multă teorie, dar practic nu face nimic. Știe multă teorie. De exemplu, totdeauna știi să explice că nu-i corect, că nu-i bine, că nu s-a făcut bine, totdeauna știi să explice, dar practic nu face nimic. Acum când vrei, o te supărați ori nu. Așa e credința de mântuitoare. Ascultă, ea nu face nimic. Adică face numai ce-i place. Ascultați-mă bine. Și nu vă dau niciun exemplu din Biblie, dar Biblia spune în felul următor. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Biblia spune în felul următor. După cum Duh, trupul fără Duh este mort, tot așa și credința fără faptă este mort. Și dacă ești mort, și ce înseamnă să fii mort? Dar totuși să te miști prin biserică și să mai faci ce vrei tu, ce vrei tu. Că sunt unii, numai ce vor ei fac. Ăștia n-ajung în rai 100%, ascultați-mă. Vă spun eu din capul locului, să fac eu ce vreau eu, ascultați. Ce vreau eu ăsta n-ajung. Știi cine ajunge în rai? În raiul lui Dumnezeu ajung cu oamenii care la orice pas și în orice circunstanță se găsesc, ăstea se încred în totalitate în Dumnezeu și fac tot ce spune Dumnezeu. Dumnezeu. Adică împlinesc tot ce spune Dumnezeu. Să-L iubesc pe dușman. Îl iubesc. Să mă duc la biserică. Mă duc la biserică. Dacă trebuie să predic, predic. Dacă trebuie să cânt, dacă nu trebuie, nu cânt. Dacă nu fac, dacă nu trebuie, nu e nicio problemă. Eu în totalitate rămân la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea spuneți. Am mai afișat încă o dată 1 Corinteni 15 și vă rog să registrați și să mergeți acasă și să citiți cât vreți dumneavoastră versetul acesta. Mai afișat încă o dată 1 Corinteni 15:1 să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas mai departe și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o eu. Altfel, degeaba ați crezut. Acum predic la pentecostali în această seară, nu la prieteni. La pentecostali predic. Degeaba am crezut, ascultați-mă. E foarte interesant lucrul acesta. Să mai citim, uitați-vă cum, verset 1 Corinteni 15:19. 1 Corinteni 15:19. Să vedeți, păi degeaba. Dacă nu ai pentru viața aceasta, ascultați-mă bine, ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și Pavel nu spune la oameni de pe stradă, ascultați-mă, Pavel spune la pocăiții din Corint, spune lucrul acesta. Acum, dacă ne-am pus nădejdea numai pentru viața aceasta în Hristos, ascultați ce spune Biblia, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ca unii ne punem nădejdea în Hristos asta. Să fiu ceva, să am ceva. N-am nimic cu dumneavoastră, dar parcă în seara asta v-ați blocat când spun asta. Vă văd așa, nici într-o seară nu v-am văzut așa de blocați. De ce? Mi se pare că, de fapt, încrederea noastră este numai pentru viața aceasta, ascultați-mă. Nu? Suntem cei mai nenorociți dintre oameni. E foarte interesant lucrul acesta. Credința aceasta, când mă amintesc când eram copil, ziceam, bă, să te rogi, să postești, că atunci e sănătos, e ceva. După ce am crescut, am văzut că și mama e bolnavă și am văzut că, ascultați ce spune Biblia, pentru un credincios, boala nu-l sperie, boala îl pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Roman, capitolul 8, cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său, mărit să fie numele lui Dumnezeu. V-ați trezit atunci, este că v-ați trezit. Ce hartă mă că v-ați trezit. Ascultați-mă bine, nu numai pentru casă, pentru masă, pentru una sau alta, asta e încredere, ascultați, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dar ce hartă sau ce nefericire că unii numai după asta umblă și se roagă.
Astea nu ne duc în rai, ascultați. Ascultați credința mântuitoare. Nu-i rău să fii credincios și pocăit și să ai bogăție, pentru că Avram a fost bogat, dar Avram a fost încercat și a demonstrat lui Dumnezeu că e credincios. Credința mântuitoare, ascultați-mă, este credința mare. Adică ce înseamnă asta? Împlinește tot ce spune Stăpânul. Când îmi spune să mă pocăiesc, nu și pocăiesc. Când îmi spune să vorbesc frumos cu partenerul, și vorbesc frumos. Ați vorbit frumos, v-am văzut dimineață. Când îmi spune să-l iert pe aproapele meu, să-l iubesc ca pe mine, ascultați-mă bine. Cât nu știm noi, câte predici n-am auzit noi. Și câte n-ați mai auzit? Și acum tot l-am întrebat pe Doru, dar cât aduci, frate? Aduc, frate, frate, și tot. Am văzut câți predicatori trec aici, prin Harul Domnului trecut și eu, și câți trec pe aici. Că zic, vezi, fi o biserică sfântă la sfârșitul anului și plină de credință, încât Dumnezeu face semne și multe. Ăsta-i scopul lui Dumnezeu. Ăsta-i scopul lui Dumnezeu. Credința mântuitoare este credința mare, care are o încredere totală în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu în Duhul Sfânt. Amintiți-vă de sutaș. Avea un loc bolnav care ținea la el. Și a trimis bătrânii lui Israel să se ducă la învățătorul și au ajuns bătrânii lui Israel și ascultați ce au zis. Merită să-i faci binele acesta, iubește neamul nostru, ne-a zidit sinagoga și merită să fii acasă la el să-i vindeci rogul. Și Domnul a pornit. Dar sutașul a zis, uitați ce credință a avut sutașul. A adunat prietenii și a zis, mergeți și spuneți învățătorului să nu mai vină. Dar de ce să nu vină? Păi să nu vină să-ți vindece rogul. Ba da, să nu vină, dar mi poate vindeca. Când vă întâlniți cu el, spuneți în felul următor. Eu, sutașul, v-am trimis pe voi, prietenii mei, să zic un cuvânt acolo pe stradă unde vă întâlniți și eu cred că rogul meu se va tămădui. Vedeți, credință totală, adică încredere totală în puterea de vindecare a Domnului Iisus Hristos. Și să duc prieteni. Și când ajung prietenii, bătrânii veneau, prietenii se duceau, vă rog să vă opriți, prietenul nostru ne-a trimis să nu mai veniți, să ziceți un cuvânt. Și el crede că locul se va dămădui. Și Domnul Iisus face o afirmație, ascultați, nici chiar în Israel nu am găsit o credință de felul acesta, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Încredere totală în cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeu, în Duhul Sfânt, în tot ceea ce știm, să ne încredem în totalitate, aceasta înseamnă să fac tot ce spune Dumnezeu. Putem ridica mâna sus că din seara aceasta fiecare dintre noi ne angajăm să avem credința aceasta, să facem tot ce ne spune Dumnezeu. Haideți să ridicăm mâna, în conținut. Unii nu așa ați ridicat-o sau nu ați zis, de ce nu ridicați mâna? Măcar promiteți-i lui. Nu, vezi cât de credincios suntem noi. Eu vreau să fac experiență cu dumneavoastră pozitivă, nu negativă. Adică nu vă place să împliniți tot ce spune Dumnezeu? Mi se pare că, nu? Mai departe, hai să mergem mai departe. Credința mântuitoare nu mai împlinește tot ce spune Domnul Iisus Hristos sau Dumnezeu. Credința mântuitoare la orice pas este plină de fapte. Amin. Sunteți unii biserică care nu sunteți familiarizați cu faptele. Și ziceți că n-aveți darul acesta de a face fapte. Ascultați-mă bine. Fiecare dintre noi, Dumnezeu așa ne rânduiește ca să facem măcar o faptă în fiecare zi. Dumnezeu nu-ți cere să dai 100 de euro în numele Domnului, dar dacă poți să o faci, fă-o, dar Dumnezeu nu-ți cere 100. Dumnezeu îți cere voința să vadă dacă tu chiar vrei să faci ceva pentru el. N-aveți bani să dați în numele Domnului, dar aveți colegi de mântuit. Și lucrați împreună cu el. E frică să spuneți colegilor să se pocăiască. E frică să-i chemați la biserică. Și în fiecare duminică să chemați câte un prieten la biserică și voi sunteți 100 și în 3 luni de zile aici vor fi 200 și pentru că fiecare credincios, făcând o faptă, o vorbă, o ceva frumos, plăcut, încă un membru în biserică după 3 luni sau 6 luni, vă dați seama? Și după un an de zile puteți fi triplu și când sunteți triplu, vă dați seama? Și fiecare credință însoțită de fapte, pentru că numai dacă este însoțită de fapte, credința este mântuitoare. Ascultați-mă bine. Diavolul totdeauna ne va încurca. Și va spune, nu face, nu face.
Eu în bisericile care slujesc, am un obicei, fiecare membru din biserică are o listă de rugăciune și trebuie să se roage în anul 2016 pentru măcar o persoană ca Dumnezeu să o mântuiască. Și am spus fraților, nu fiți pocăiți din ăștia așa, numai cum vreți voi, fiți pocăiți cu fapta. Dacă vecinul are nevoie de tine, du-te. Dacă îți cere bani împrumut, dă-i ceva. Dacă îți cere 1000 de euro și n-ai, dă-i 100. Adică dai ceva, stai de vorbă cu el. Știți ce mi-a plăcut? În anul trecut, la biserica în cartierul Unirea unde slujesc, a venit o familie de învățători, sunt pensionat, și am pus pe un frate, un vecin, și am zis, dumneavoastră, vă ocupați de ei, au venit la biserică. Și zic, frate, dar ce să-i spun, că ăsta știe tot, ăsta îmi pune întrebări, nu trebuie să-i spun nimic, să te duci, faci o rugăciune. Și ăsta așa, picul tău și am spus, pui mierea morcar și te duci cu miere la vecinul. Și te duci și faci o faptă bună și fratele tot s-a dus, când cu miere, când cu altceva, și tot s-a dus, și tot s-a dus. Și într-o zi îmi spune mie, acum recent de două săptămâni, zice, frate Ignat, vreau să mă duc la vecinul meu. Și am spus, foarte bine, duc. Dar nu mă duc singur, mă duc cu dumneavoastră. Eu am ceva pachet pentru el, zice, aduce și dumneavoastră ceva, și am zis, am și eu ceva, știți? Dar n-aveam pentru vecinul ăla. Aveam eu, știți? Aveam eu. Și am zis, spun și eu, și mergem acolo. Și ne-am dus să vizităm familia respectivă. Și fratele frumos, politicos, am venit cu fratele Ignati, pastorul nostru, el ne cunoștea. Am făcut o rugăciune și după ce am făcut o rugăciune, fratele a scos miere, a scos pachet, am scos și eu și am pus acolo și am zis, am venit la dumneavoastră, vă iubim și vrem să facem o rugăciune. Și am făcut o rugăciune. Și ne-am rugat noi, cum am știut noi. Și după ce am făcut rugăciunea, am vrut să plecăm. Și Domnul, ascultați, zice, nu știți nimic despre mine. Și am zis, dar n-am de unde să știu. Mi-ar place să știu lucruri frumoase, dar n-am de unde să știu. Ascultați ce a zis. Am decis ceva. Soția era lângă el. Am decis ceva. Ce ați decis? Zice, am decis să ne pocăim. Dar când vreți să vă pocăiți? Și el a zis, da, astăzi am decis să ne pocăim. Și mi-a arătat pe mine. A arătat pe fratele care îl vizita. Datorită omului, îl vezi pe fratele meu, zice, îl văd, zice, omul ăsta, zice, eu sunt bolnav, dar de ce ești bolnav? Am cancer la plămân în luna decembrie. În fiecare săptămână, omul acesta m-a vizitat, m-a sunat, a făcut tot ce a putut pentru mine. Mi-am dat seama că biserica dumneavoastră este un om al lui Dumnezeu. Și am zis, nu, bine, vă pocăiți acum, dar după pocăință trebuie credință. După credință trebuie botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și după botez trebuie o viață sfântă și dacă vine moartea, ne ducem în rai, nu ne ducem în iad. Și noi doi am forțat. Și am plecat acasă. A doua zi mă sună fratele meu și zice în felul următor, frate Ignat, o zis, vecinul meu, îl știi, o zis, când vrei dumneata, dar să nu amui mult, să mergem acasă la el și să-l botezăm. Se botează cu soția împreună. Și zice că a decis să slujească pe Dumnezeu. Ce credeți că am mai stat? Am zis, mâine îl botezăm. Și mâine am mers la el și l-am botezat pe el și l-am botezat soția și am fost un grup din biserică. Biserica știa lucrul acesta, că ei iubesc biserica noastră, frații știau, dar uitați, o faptă bună, ascultați ce mi-a zis. După ce am botezat, le-am dat un cuvânt și ascultat, eu zice, nu vă cunosc pe toți, dar pe fratele meu îl cunosc. Și frate meu, în fiecare zi să vii la mine, nu să mă aduci bani, nu să mă aduci pachet, în fiecare zi să vii să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că suntem frați în Hristos. Credința fără faptă este moartă, dar prin faptele noastre pe care Dumnezeu le rânduiește să umblăm, merită să o facem din toată inima. Și Dumnezeu are puterea să lucreze și să binecuvânteze. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Deci credința noastră trebuie să fie vie, adică să fie însoțită de fapte. Noi trebuie în totalitate să împlinim tot ce ne spune Dumnezeu, ca în final credința aceasta să ne salveze. Și în Roman, cuvântul lui Dumnezeu, la capitolul 10,
versetul 9, spune în felul următor: dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune că și prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Să nu spuneți că nu i-ați spus la colegul dumneavoastră nimic de Dumnezeu. Așa cum nu înțelege el. Cu cineva am stat de vorbă zilele acestea și am zis: dar unde lucrezi? Mi-a spus, zic, i-ai spus la preunul că ești pocăit? Zice, nu le-am spus la niciunul, că ăștia nu înțeleg. Dar ascultă-mă bine, poate că unul nu înțelege, poate că al doilea nu înțelege. Credința mântuitoare, după ce împlinești tot, după ce faci fapte, poate că îl întreba ei, sau merită să le spui tu: eu am un stăpân, eu am un Domn, eu am un Dumnezeu, mă cred în El, El m-a mântuit, m-a salvat, e cu mine, vin o să vezi, uite, ascultă, pentru că Natanael a zis, poate și ceva din Nazaret? Și a zis, ce să mai zic de colegul lui Filip? A zis, vino și vezi, ce să-ți mai spun? Și când a venit, a venit la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, când l-a văzut de departe, a zis, văd un israelit în care nu este vicleșul. Dar de unde mă cunoști? Înainte ca să te cheme Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Și ascultați ce a zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul împăraților, de aceea mă încred în tine și a rămas ucenicul Domnului Iisus Hristos. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe fiecare dintre noi cu multe fapte. Dacă vă pun să ridicați mâna, unii nu ridicați mâna, am văzut. Dar vă place să fiți buni credincioși. Credința fără fapte e moartă, ascultați-mă. Nu vă pun să ridicați mâna, dar în inima dumneavoastră, vă rog, faceți o faptă cât de mică. Eu m-am gândit, acum mă duc acasă. Nu știu cu cine mă duc. Probabil e nepocrit, sau de ipocrit. Dar de nepocrit. Poate că ține o predică. Dumneavoastră v-am ținut un patru, nu știu dacă au efect. Dar ține o predică, mai mică, mai mare, bă, eu că eu, mă pământ, sper, cred că Dumnezeu mi-l dă să-l evanghelizez și îi spun ceva. Poate că ascultați, poate îi plătesc cu mâncare undeva prin Budapesta, nu? Mă costă ceva, nu? Înțelegi? Dar nu-i nimic că mă costă. Poate să o mâncare. Ce-i mult o mâncare? Nu știu cât o să fie. Dar fie 100 de euro. Dar fie cât, dar fie. Dar dacă se mântuiește omul cu care mă duc, chiar asta m-am gândit. Să mă pregătesc, să mai țin o predică. Să fie a cincea predică și din a cincea predică un pește slăbit să fie Dumnezeu. Nu am câștigat eu. Nu merită să vin până la dumneavoastră să se mântuiască un suflet mai mult ca o lume întreagă. Ascultă-mă bine. Lasă lucrurile pe viitoare. Ține-te mult de Dumnezeu. Lucrează pentru Dumnezeu. Pentru că ce facem pentru Dumnezeu rămâne veșnic. Doamne, ajută-te la aceasta. Și binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi. Se naște a treia întrebare. Este foarte simplă. N-am ridicat mâna. De ce n-am ridicat? N-am credință. Așa de slab, de slabă în credință. Pe cum să ridic mâna? Că n-am nici credință. Așa m-am încurcat. Acum aici, prin unde sunt, suntem foarte încurcați. Nici nu mai știm să stăm aici, să nu stăm. Ba da, să stați aici, dacă Dumnezeu vă ține și dacă Dumnezeu e cu voi, să încercați să primiți credință în inimă. Sunt două metode în Scriptură. Prima metodă este din cuvânt Cuvântul lui Dumnezeu, Roman, capitolul 10, versetul 17. Și să vedem cu toții metoda aceasta. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și acum pun întrebare bărbaților. Care din bărbați citesc Biblia regulat în fiecare zi? Regulat înseamnă de la Genesa până la Apocalipsa, în fiecare zi citesc regulat. Și dacă nu chiar regulat, dar aveți pe inimă și într-o zi citiți 5 capitole, într-o zi citiți 3, într-o zi citiți 10 și citiți regulat Scripturile, să ridice mâna sus. Slăviți să fie Domnul. Acum, aș pune întrebarea a doua ca să văd mai bine și întrebarea a doua ar fi, care nu citiți Biblia numai așa, știți? Vedeți? Nu, spuneți-mă bine. O predică e bună să o auzi. Dar ai auzit-o astăzi? N-ai capacitatea să o memorezi. Foarte bine trebuie să stai, să poți memora o predică măcar 80%. Dar n-ai capacitate.
Dacă vezi, dacă vezi persoana respectivă, s-ar putea întâmpla să ai o mai mare capacitate. Dar dacă nu-l vezi, numai l-auzi, chiar nu ai capacitate. De aceea vă sfătuiesc în această zi, citiți Scripturile regulat. Nu spuneți și nu puneți nici o condiție, pentru că putem să ne facem timp. Putem, astăzi ne-am făcut timp cu Domnul să mă duc undeva să vizitez ceva, dacă totuși am venit în zonă și m-am dus la Salzburg și am vizitat ceva și am făcut ceva poză, știți? Dar am avut ambiția asta să mă duc până acolo. Deși Domnul m-a ajutat și un frate și am mers și am vizitat și am venit direct, am făcut un duc și am venit aici și plec mai departe. Știți ce spunea firea mea? După masă te odihnești, faci un duș, predici tu ceva, așa, mai duci acasă, vedeți firea. Adevărul este că în fiecare zi, ascultați-mă, în fiecare zi, am știut că astăzi nu citesc în Scriptură și azi noapte eu am sosit târziu acasă, cred că după ora 12, și am citit lecțiile biblice, capitole din Scriptură pentru ziua de astăzi. Nu spun o laudă, dar e foarte important să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog să citiți, nu ridicați mâna, dar citiți. Când mai vin la dumneavoastră, dacă mă mai chemați, nu știu dacă mă mai chemați, când mers prima dată undeva, trebuie să fii foarte atent, dar nu asta e important, dar o să întreb eu că am telefon, bă, citește Biblia, citește biserica, îl sun direct pe Domnul, ia, mai sondează, dacă citești frații și surorile Biblia, e foarte important. Predicați, nu așteptați să predicați bine și voi minunciți în Scriptură, nu? Îndemn la rugăciune, predică și așa mai departe. Surorile, vă rog, citiți, că dacă citiți dumneavoastră, puneți pe soții dumneavoastră să citească. Și așa cum nu sunt predicatori acum peste un an, soțul, dacă va citi regulat, dacă se va încrede în Dumnezeu, devine predicator. Că este loc de predică, să zică biserica, amin. Pastorul zice amin, este loc de predică și cred că este loc. Doamne, fă-i pe toți predicatori și ajută-ne pe toți să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu și să ne încredem în Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii, auzirea prin Cuvântul lui Hristos. A doua metodă este, Biblia spune, în Efeseni, capitolul 2, versetul 8, să afișăm versetul acesta, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Vedeți? Prin har ați fost mântuiți, adică noi n-am plătit nimic, a plătit Domnul Iisus Hristos pentru păcatele noastre, harul este darul nemeritat din partea lui Dumnezeu și uitați ce spune, prin credință și acestea două împreună nu vin de la voi, ci vin, nu vin de la voi, vedeți, ci este darul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au darul credinței. Și rugămintea mea este următoarea. Fiecare dintre noi să ne rugăm Dumnezeu să ne mărească credința. Și toți în sensul acesta să zicem amin. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În final, mă uit la ceas, trebuie să închei. Am promis la Domnul că închei mai repede. Și vreau să închei. Ultima întrebare și o să dau câteva răspunsuri la întrebarea aceasta. De ce este important să avem credință? În primul rând, Evrei 11:6, Scriptura spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe Cel care îl caută. Credința ne face plăcuți lui Dumnezeu. Uitați-vă la Avram. A fost omul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a încercat pe Avram, Dumnezeu a dat un copil, după care Dumnezeu a ascultat ce a zis. Ia-ți copilul, du-te pe muntele Moria și adu-l ca jertfă. Și-au ajuns la poalele muntelui. Când au fost la poalele muntelui, copilul s-a uitat la tata, tata la copil, slugii au rămas la poalele muntelui, copilul a luat lemnele în spinare, tata focul și cuțitul și-a urcat pe munte. Și când a urcat pe munte, copilul era destul de mare. A avut o întrebare. Tată, lemnele sunt aici, cuțitul e aici, focul e aici. Unde e Domnul de jertfă? Și tata răspunde, Domnul va putea grija aceasta. Încredere totală în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, rugăciunea noastră este ascultată. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Iacob, capitolul 1, versetul 5. Scriptura spune în felul următor. Dacă pe unuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturora cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată.
versetul 6. Dar să nu ceară, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Versetul 7. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Când fratele care îți spunea că m-am gândit, când ești bolnav, credința e slabă, nu frate, credința e slabă. Mă amintesc, soția s-a operat și după ce s-a operat la Cluj, medicul a zis, peste 14 zile primiți verdictul. Este cancer sau nu este cancer? Așa ne-a spus în față. Și a venit ziua 14, ascultați-mă. Și ne-a trimis pe mail și soția îmi spune, zice, am primit și zic, dă să-l citesc eu. Și ea, nu, las că citesc eu. Și amândoi, ochelare, amândoi și ne-am uitat. Sigur, nu prea am înțeles noi multe, dar avem o fiică care face medicina și am sunat-o și am spus, uite, ce scrie aici, bine sau e rău? Dar până fiica, ea tot ne întreba, noi discutam la telefon, știți, am stat așa în suspans, pentru că când ești bolnav, credința e mică. Și spuneam soției, acum orice ar fi, noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Și soția zice, e drept. Dar când ești tu, tu ai experiența aceasta, zice, nu-i tot una. Și câteva minute am fost așa, este sau nu este? De fiecare dintre noi. În al treilea rând vreau să vă spun că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. 1 Petru, capitolul 1, versetul 5. Să-l mai afișăm versetul acesta. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Prin credință, noi suntem păziți de Dumnezeu. Amintiți-vă de cei trei tineri care au fost în cuptor. Ascultați, înainte ca să-i arunce, ascultați ce au zis. Noi avem un Dumnezeu în care ne încredem și chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Și au aruncat în cuptor. Și împăratul a zis, n-am aruncat noi trei și eu văd patru și al patrulea seamănă un fiu de Dumnezeu. Mărit să fie Dumnezeu. Credința ne ajută în fiecare zi să fim păziți de puterea lui Dumnezeu. Și în final, credința este foarte importantă pentru că credința ne ajută la mântuire, la salvarea noastră de toate păcatele și ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 9. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și acum închei mesajul meu în această seară. Mai citesc un verset, Galateni, capitolul 2, versetul 20, spune în felul următor. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, cu alte cuvinte, pentru păcatele mele. Închei mesajul meu și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze credință. Credință înseamnă încredere neclintită în lucrurile nelăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Evrei 11:1. Credință înseamnă Dumnezeu vorbește și eu fac tot ce spune Dumnezeu, fără nicio pretenție, o singură dorință să ajung împreună cu Dumnezeu în împărăția Lui. Biblia spune, în patru locuri în Scriptură este scrisă expresia și cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă dă înapoi, sufletul meu nu-și găsește plăcere în el. Din perspectiva Scripturilor, credința are două sensuri. Credința mântuitoare și credința zadarnică. Credința mântuitoare în fiecare zi este plină de fapte, face tot ce spune Dumnezeu, nu se oprește niciodată. Credința aceasta ne face să mărturisim că suntem copiii lui Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu cu noi prin Domnul Iisus Hristos și prin cuvântul Scripturilor și totdeauna suntem gata
să acceptăm voia lui Dumnezeu. Credința zadarnică este credința redențioasă care face numai ce vrea ea. Dar noi nu suntem din aceia care facem ce vrem noi, și noi suntem aceia care facem ce spune Dumnezeu. În final, dacă nu avem credință, noi putem să primim credința prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că femeia cananeancă a auzit de Domnul, a fost încurajată de ceea ce a auzit și când s-a întâlnit cu Domnul, a făcut o rugăciune. Ai milă de fiica mea! Și știți care a fost răspunsul? Niciun răspuns n-a primit. Ucenicii s-au rugat, Doamne, dă-i drum că strigă după noi. Și Domnul dă un răspuns negativ. Eu n-am venit decât pentru oile pierdute acasă în Israel. Și femeia nu pleacă acasă. Uitați-vă ce încredere a avut în Domnul Iisus Hristos. A zis, învățătorule, fie-ți milă. Și ascultați ce a zis. Nu pot să iau pâinea de pe masă și să o arunc la căței. Și femeia răspunde, Doamne, eu știu un lucru, că și căței se satură cu fărmiturile care cad de la masa stăpânului. Și ascultați ce a zis Domnul, femeie, facă-se după credința ta, mare este credința ta și în ceasul acela fiica ei s-a tămăduit. A primit credință, să binecuvinteze Dumnezeu toată adunarea cu credință, măriți să fie numai lui Dumnezeu. Credința ne face plăcuțul lui Dumnezeu. Credința ne face când noi ne rugăm, Dumnezeu ascultă și împlinește tot ce-i după voia Lui în viața noastră. Credința ne păzește de păcat și de cel rău și de duhuri rele și în final credința ne ajută să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și putem spune, cum a zis Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El a murit, El a înviat, El s-a înălțat, El mijlocește și într-o zi, nu știu când, așa cum a spus Pavel, va reveni pe noi ceruri. În noaptea aceasta, peste o săptămână, peste un an, nu contează. Mă pregătesc pentru aceasta, rămân credincios lui Dumnezeu, slujindu-L, pentru că vreau din toată inima să ajung în împărăția Lui. Și toată adunarea să spună amin, amin. Și Domnul să facă lucrul acesta. Amin. Slavă Domnului! Mulțumim Domnului pentru harul care ne-a